am vorbit despre Evanghelia sau etica împărăției și am ajuns la puterea împărăției. Și nu știu cine ce crede despre puterea împărăției sau pe ce lungime de undă așteptați manifestarea acestei puteri, dar v-aș aduce aminte de felul în care Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ce mod abrupt de a începe o lucrare, lucrarea Fiului lui Dumnezeu, care practic a schimbat istoria noastră. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Dragii mei, împărăția cerurilor nu poate veni fără împăratul cerurilor. Și când Dumnezeu vizitează pământul, trebuie să facă în mod obligatoriu. Poftiți, vă invităm în față. Îndrăzniți. Când împăratul cerurilor vizitează moșia sa, nu uitați, noi suntem în curtea împăratului, suntem doar în arendă, suntem chiriași pe această planetă, nu noi am creat-o, nu-i casa noastră, deși facem ce vrem cu ea, ci este a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vine să-și vadă moștenirea sau moșia, dragii mei, El trebuie să pedepsească cei de pedepsit și să mântuiască cei de mântuit. Ar putea Domnul Iisus sau ar fi putut să strige, pocăiți-vă căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Pocăiți-vă, dar ce înseamnă să te pocăiești? Să recunoști în primul rând că ești vinovat înaintea lui Dumnezeu și să recunoști că ești absolut neputincios în a te ajuta singur în problemele în care singur ai intrat. Nu te poți scoate de acolo. A trebuit să vină întrupatul Fiul al lui Dumnezeu să facă ceva pentru noi. E adevărat că Iisus străbătea Galileea învățând pe noroade și propovăduind Evanghelia împărăției. Dacă ar fi rămas la pocăiți-vă că vine Dumnezeu să pedepsească cei de pedepsit, ne-am fi îngrozit. Dar El a venit să propovăduiască Evanghelia, vestea bună a împărăției. În sinagoga din Nazaret, când i s-a dat sulul cărții Isaia, Domnul Iisus a început să citească, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns ca să vestesc săracilor Evanghelia, vestea bună. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor asupriți. Să vestesc anul de îndurare al Domnului. A închis cartea și a dat-o înapoi îngrijitorului. Și n-a mai citit următoarea frază și ziua de răzbunare a Domnului. Observați, el a venit și a zis, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dar în loc să aducă pedeapsa peste pământ, el a venit să aducă vindecarea sufletului și vindecarea trupului. Căci mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, scrie Pavel în Romani, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar Iisus străbătea Galileea, învățând, propovăduind Evanghelia și tămăduind orice fel de boală și orice fel de neputință. Veneau la el de peste tot, din Siria, și el tămăduia felurite boli, chinuri, pe îndrăciți, pe lunatici, pe slăbănoci, îi vindeca. După el au început să umble noroadele, puhoi, de peste tot din jurul lui, peste tot din jurul lui. Dar Domnul Iisus Hristos a mai făcut ceva ca să-și introducă lucrarea. Dați-vă la imaginea din fața voastră. Trecând prin malul Galilei, a văzut doi tineri pescuind și i-a chemat după el. Au lăsat mrejile și au pornit după Iisus. S-a dus mai departe și a văzut alții doi. L-au lăsat și pe tatăl lor și mrejile lor și au pornit după Domnul Iisus Hristos. Chemarea a fost simplă și clară. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Dacă m-aș întreba în ce constă lucrarea Domnului Iisus, răspunsul este simplu. Să facă ucenici, să facă pescari de oameni. Cum a făcut el lucrul acesta? Propovăduind Evanghelia împărăției
și demonstrând puterea împărăției, propovăduind Evanghelia împărăției și demonstrând puterea împărăției. În blocul de text în care ne aflăm, capitolul 8 și 9, există trei grupări de câte trei minuni. Matei adună toate minunile în capitolele 5 la 7, am Evanghelia împărăției și 8 și 9 am puterea împărăției, iar pe urmă avem strategia sau misiunea împărăției. Dar notați, vă rog, trei grupări de câte trei minuni. Am să trec repede prin ele, le puteți urmări pe ecran. Vindecarea unui lepros. Dacă vrei, poți să mă curățești. Da, vreau, fi curățit, a zis Domnul Iisus. Vindecarea robului unui sutaș. Vindecarea soacrei lui Petru, iar când a intrat în cetate, în casa lui Petru, au venit buluc toți bolnavii la el și pe toți i-a vindecat, spune textul. Apoi, când dormea în corabie și este trezit de ucenici, se ridică și spune, taci, fără gură, și marea și valurile și vântul se liniștesc. Doi orbi sunt, doi îndrăciți sunt vindecați de Domnul Iisus Hristos pe celălalt mal în Gadara. Apoi este adus la el un slăbănoc de prietenii lui și Domnul Iisus se uită la el în patul lui de boală și spune, păcatele sunt iertate. Se scandalizează cărturarii și cei din jurul lui. Cine este acesta ca să ierte păcatele? Ulește, numai Dumnezeu iartă păcatele. Și Domnul Iisus le spune, ca să știți că Fiul omului are putere ca să ierte păcatele, ție zic, ridică-ți patul și umblă. Slăbănogul se ridică și toată lumea rămâne înmărmurită și dă slavă lui Dumnezeu. Din păcate, nimeni nu-L urmează. Ca să știți că Fiul lui Dumnezeu are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, i-a zis el, slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Apoi vine un fruntaș al unei sinagogi și spune, fica mea a murit de curând, vino, puneți mâna peste el, peste ea și va învia. Și Domnul Iisus Hristos scoate pe toată lumea afară și fetița înviază. Talita cumi. Sau vin doi orbi la el și Domnul Iisus se atinge de ochii lor. Fiul lui David, ai milă de noi și îi vindecă. Pe urmă vindecă un mut îndrăcit. Toate aceste minuni se întâmplă în partea de nord a lacului Galilei, a Mării Galilei. Aveți Marea Galilei privită de satelit și vedeți locurile în care Domnul Iisus Hristos vindecă. Gadara este undeva în est, apoi este Horazim, este Capernaum, este Betsaida, sunt toate acolo grupate în partea de nord a Mării Galilei. Dacă privesc imaginea, aveți cetățile, aveți înălțimile Golan în spate, muntele fericirilor, în stânga munte, este un delușor, e un podișii, spune Luca. Dar este partea de nord a Mării Galilei, Iordanul vine, trece prin el și merge spre Marea Moartă. Împărăția lui Dumnezeu a descins pe pământ în întrupatul său fiu ca să confrunte, să nimicească lucrările și puterile diavolului. Și Domnul Iisus și-a ales o strategie. Strategia lui în așezarea acestei împărății pentru care l-a trimis Tatăl a fost să facă ucenici făcând două lucruri, propovăduind Evanghelia împărăției și demonstrând puterea împărăției. Dragii mei, și noi suntem trimiși să facem ucenici, ducându-vă faceți ucenici din toate neamurile. Întrebarea este, oare tiparul acesta în care a lucrat Hristos ar trebui să continue și astăzi? Nu uitați, sunt două aspecte. Propovăduirea Evangheliei, nimeni nu spune nimic, suntem într-o biserică baptistă, e mai complicat când vorbim despre demonstrarea puterii împărăției lui Dumnezeu. El vindeca orice fel de boală, orice fel de neputință, scotea dragi din cei îndrăciți. Oare tiparul acesta ar trebui să continue? Cei care doriți un răspuns mai amplu, vă invităm mâine seară la ora 6. Dar aș lua doar două texte și mi-aș pune o întrebare în dreptul meu. Dragii mei, ce n-aș da ca Domnul Iisus să fie aici, să-și pună mâna peste ochii mei, să-și pună mâna peste trupul meu? Ce n-aș da să fie aici Domnul Iisus? În Galateni, capitolul 2 cu 20, Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Păi dacă Hristos trăiește în mine, ce mă împiedică să-și continue lucrarea pe aceleași coordonate? Sau veniți în ultimul text din Matei, capitolul 28, versetul 20. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Sau
A schimbat cumva Dumnezeu strategia lui pe pământ, înlărgirea împărăției lui Dumnezeu? Atunci a fost o epocă, acum trăim într-o altă epocă? Dar dați-mi voie să las în suspans toate aceste întrebări și să pun o altă întrebare. Care este rostul minunilor în Evanghelia după Matei? Când Duhul lui Dumnezeu l-a insuflat pe evanghelist și ne-a lăsat Evanghelia așa cum o avem noi astăzi, care-i rostul acestui calup de texte, aceste 9 minuni pe care Matei le aduce înaintea noastră? V-aș aduce aminte de un verset pe care l-ați auzit în introducerea Evangheliei. Ioan Botezătorul este în temniță, vede că Domnul Iisus nu face nimic pentru eliberarea lui, pentru răsturnarea acestui împărat rău sau domnitor rău, și trimite doi ucenici la Domnul Iisus cu o întrebare foarte clară. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbi își capătă vederea, șchiopii umbă, leproșii sunt vindecați, da? Sunt curățiți, surzii aud, morți înviază, săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Și ascultați versetul 6. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Ce înseamnă să găsești în Hristos un prilej de potignire? Stai în prezența Lui, auzi cuvintele Lui, vezi lucrările Lui și zici, ah, și-ți vezi de treaba ta. În loc să te pornești pe urmele Lui, ai tot felul de reacții, ca și cei pe care îi găsiți pe paginile acestor două capitole. În Ioan, capitolul 10, când Domnul Iisus spune: eu sunt și păstorul cel bun și ușa oilor, oricine intră prin mine, intră, iese, găsește pășune, nimeni nu-mi ia viața, eu o dau, asta este porunca Tatălui, face o afirmație care șochează pe ascultător: eu și Tatăl una suntem. Imediat pun mâna pe pietre să-l omoare. Hulește, au zis ei. Cum ziceți voi că hulesc, le răspunde Domnul Iisus, eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui, să nu mă credeți. Observați, evangheliștii vin și ne spun că minunile Domnului Iisus Hristos erau modul lui de a se legitima ca fiind Hristosul, trimisul, unsul, ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit să împlinească profețiile vechi testamentale și în felul acesta, prin acțiunile Lui, să se dovedească a fi ceea ce pretindea că este. Spuneam că există trei grupări de câte trei minuni și după fiecare grupare este un comentariu. Comentariile sunt foarte importante pentru că prin ele Duhul lui Dumnezeu îți spune scopul cu care au fost incluse aceste lucrări în carte. Priviți încă o dată Muntele Fericirilor. Practic este un delușor. Jos în vale aveți Marea Galilei, imediat pe mal aveți Capernaumul, acolo unde era casa lui Petru, soacra lui Petru, și dacă urci un pic dealul în luna mai, când în luna iunie tot e pârjolit și marou, tot e uscat. Dar dacă în luna mai este o minune, flori, iarbă, și probabil că de aici, de undeva, din susul imaginii, a plecat Domnul Iisus Hristos în jos spre mare. Și se întâmplă câteva lucruri. În primul rând, în afara cetății, când a ajuns în Capernaum, îl întâmpină un lepros. Vine, se apropie de Iisus, călcând toate regulile, în loc să strige, necurat, necurat! El se apropie de el și zice, dacă vrei, poți să mă curățești. Domnul Iisus se atinge de el și îl curățește. El rămâne uitându-se la sine, în timp ce Domnul Iisus pleacă mai departe și se apropie de porțile cetății Capernaum și acolo iese în cale un sutaș și spune, fiul meu, robul meu este foarte grav bolnav, te rog. Domnul Iisus dă să pornească spre casa lui și el îi spune, nu-i cazul să vii, zi o vorbă. Wow, zice Domnul Iisus, nici în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Îl vindecă, după care intră în cetate, intră în
casa lui Petru, vindecă soacra, pe soacra lui Petru, după care toată seara respectivă vindecă bolnavii. Și ascultați comentariul evanghelistului, versetul 16 și 17. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos afară duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii. Și acum vine comentariul. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și bolile noastre. A luat asupra lui neputințele noastre și bolile noastre. De ce e comentariul acesta acolo? Dragii mei, să ne atragă atenția asupra scopului cu care evanghelistul a inclus minunile în Evanghelie, ca dovadă a divinității și mesianității Domnului Iisus Hristos. Numai Fiul lui Dumnezeu, dați-mi voie să fiu mai precis, numai Dumnezeu poate vindeca lepra, și asta toți o știau. Preotul o constata, Dumnezeu o vindeca. Numai Dumnezeu poate porunci vânturilor și valurilor. Numai Dumnezeu poate porunci duhurilor necurate. Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Numai Dumnezeu poate învia morții. Domnul Iisus Hristos a venit ca să se legitimeze prin toate aceste minuni. El este ceea ce prorocii au spus despre El, sau cine au spus prorocii că El este. Dacă vă uitați la reacțiile diferitelor grupuri de oameni în fața minunilor Domnului Iisus, în primul rând, El este recunoscut de lepros. Când vine la El și zice: dacă vrei, poți să mă curățești, este o declarație implicită a divinității Lui. Degeaba mă duc la preot, preotul constată lepra și mă izgonește din comunitate. Dar Tu ești Dumnezeu, dacă vrei, poți să mă curățești. Îl recunoaște un sutaș roman, îl recunosc duhurile dracilor. Știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu, dă nevoie să intrăm în porci aceștia. Este recunoscut de un vameș, de Matei, dar este respins de ai săi. Spuneți-mi, nu-i trist? A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, de-a lungul întregii istorii, le-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Dragii mei, nu-i suficient să răspunzi cu o curiozitate. A, interesant ce spune, interesant ce face. Nu este de folos să respingi, pentru că prețul pe care trebuie să-l plătești e prea mare. Poate este singura ta sursă de mâncare, porcul acela care îl îngraș de câteva luni de zile și la cuvântul Domnului Iisus, 2000 de porci se aruncă în mare și mor. Și un sat întreg rămâne fără hrană. Au zis: nu avem nevoie de tine, pleacă de aici. Noi am vrea să vii să ne dai, nu să ne iei. Pentru că prețul pe care ți-l cere este prea mare, nu ești dispus să-l primești. Sau atunci când El spune: Fiule, iertate-ți sunt păcatele, auziți cuvintele de condamnare: ulește, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție zic, ridică-ți patul și umblă. Dragii mei, când citesc Evanghelia, trebuie să las acele vremuri, să mă întorc la mine și să-mi pun o întrebare simplă. Oare răsfoind Evangheliile, am ajuns eu să-L recunosc pe Domnul Iisus ca fiind Hristosul profeții de Scripturi? Cine dintre noi nu s-ar bucura să vină să ne dea daruri, să ne facă? Dar El nu pentru asta a venit pe pământ. El a venit pe pământ să mântuiască cei mai scump în viața noastră, sufletele noastre. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Uitați-vă la o primă reacție. Când Domnul Iisus vede că noroadele se bulucesc în jurul Lui, le spune ucenicilor să ne urcăm în corabie, să trecem de cealaltă parte. Și înainte să calce în corabie, vine un cărturar la El. Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Ascultați-L pe Domnul Iisus răspunzându-i: vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde își pleca capul. Un altul vine și spune: Doamne, vin, dar lasă-mă să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Lasă morții să-și îngroape morții, tu vine după mine. Grele cuvinte, grea provocare. Dragii mei, fiindcă El este Hristosul Fiului Dumnezeu,
el trebuie urmat cu o motivație corectă și cu o dăruire totală. Cu o motivație corectă și cu o dăruire totală. Câți dintre noi n-am venit sau nu venim la El pentru că ne dă ceva? Dar dacă s-ar uita în ochii noștri și ne-ar spune vulpile au vizuin, păsările cerului au cuibul, fiul omului n-are unde își pleca capul, mai vrei să vii după mine? Dragii mei, de ce nu l-au primit evreii? Pentru că n-au fost dispuși să aibă un Mesia care n-are unde își pleca capul, care nu vrea să fie răul lor național, care nu vrea să îi elibereze sub romani, nu vrea să le mulțească pâinea. N-au fost dispuși. Mai bine l-au luat și l-au pus pe o cruce. Oare sunt gata să-L urmez pe El, chiar dacă nu mă vindecă? Eu cred în puterea Domnului, dragii mei. Pe întâiul nostru născut îl cheamă Beniamin Emanuel. Știți povestea lui Julie? Știți povestea familiei noastre? Eu cred în puterea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu este viu și astăzi și poate vindeca, se poate atinge de oricare dintre noi. El face minunile cum îi place. Zile trecute mă sună Corina Arpaș, disperată. Plângând îmi spune, l-am rugat pe Dumnezeu de nu știu câte vreme să atingă de inima mamei mele. Și joi seara, inima ei a luat o raznă, 150 de bătăi pe minut, n-au putut să-i facă nimic medicii. Și plângând îmi spune, dar nu așa se atingă de inima mamei mele? Slăvit să fie Domnul, că azi inima îi bate lui Reli, normal, după intervenție. Câți dintre noi suntem gata să-L urmăm pe El, chiar dacă nu ne vindecă, chiar dacă nu ne oferă nimic pe plan material, ne pierdem slujbele, suntem nedreptățiți, dați afară din servici, poate aruncați în temniță pe nedrept. Câți dintre noi suntem dispuși să-L urmăm dacă va trebui să suferim din pricina relației noastre cu El? Ar fi mai simplu să te lepezi de El, să-ți vezi de viața ta. Domnul Iisus n-a venit pe pământ să vindece pe toți bolnavii, dar a venit pe pământ, dragii mei, să ierte pe toți păcătoșii. Domnul Iisus n-a venit pe pământ să vindece pe toți bolnavii, dar a venit pe pământ ca să ridice păcatele tale, să ridice povara de pe sufletul tău, să te împace cu Dumnezeu, să te ajute să cânți în mijlocul problemelor pe care le ai. Domnul Iisus a venit să mijlocească împăcarea noastră cu Dumnezeu. De aceea, primul cuvânt pe care rostește El este pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Aș vrea să recitesc încă o dată versetul 17. După ce face primul set de vindecări, Matei spune ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Când decupesc textul din context, este Isaia 53, versetul 4, poți crede ce vrei. Dați-mi voie să-l așez înapoi în contextul lui. Capitolul 9, versetul 1 și 6. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul pe care acum este necaz, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al veșnicilor, domn al păcii. El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne atragă, să ne placă. Disprețuit, părăsit de oameni, om al durerii, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, ăsta este citatul, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru dragii mei, ăsta este miezul lui Isaia 5:3. Sunt nelegiuirile noastre, păcatele noastre, fără de legile noastre, vrăjmășia noastră cu Dumnezeu. El a venit să rezolve această problemă fundamentală. Orice ar face pentru trupul meu, mai am atâta de trăit, dragii mei, și viermii o să mănânce trupul.
Ce m-aș face dacă n-ar fi venit să mântuiască sufletul? El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea cu Dumnezeu a căzut peste el. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Suntem tămăduiți? De ce? Prin rănile lui. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Asta l-a purtat el pe cruce. Când era chinuit și a suprit, nu a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că fusese șters de pe pământul celor vii și lovit cu moartea pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața jertfă pentru păcat, jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da prada, partea la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Pentru asta a venit Hristos. Indiferent ce decide să fac cu trupul meu, sunt mulțumit de faptul că mi-a mântuit sufletul. Bucuros de asta. Fiul lui Dumnezeu trebuie urmat cu o motivație corectă și cu o dedicație totală. E o sărbare a mulțumirii și te întreb, ce așteptări ai de la Domnul Iisus? Poate ești un Iacov care zice, dacă. Da? Eu cred că vei avea o inimă mult mai mulțumitoare dacă vei zice cu Habacuc, chiar dacă. Câmpia nu va înflori, vița nu va da niciun rod, oile vor lipsi din staule, nu vor fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura cu Dumnezeul mântuirii mele. Spuneți-mi, poate Domnul Iisus să vindece și astăzi? Da sau nu? Amin. Ridicați mâna, da. Da, poate să vindece și astăzi. Dacă nu o face, poate să aleagă să nu o facă? Well, după Benny Hinn nu cred, da. Asta e treaba lui, după Biblia mea. Dacă vii la Domnul Iisus doar pentru lucrurile materiale sau pentru lucrurile fizice ale trupului, dacă asta e tot ce aștepți de la El, ești cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Dacă numai pentru viața aceasta ți-ai pus nădejdea în Hristos, cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Dați-mi voie să închei cu textul din Iacov, care este o învățătură. El învăța noroadele, nu doar provodea Evanghelia. Și învățătura este vorba de vindecare și de felul în care lucrează Dumnezeu. Versetul 13. Urmăriți-l pe ecran cu atenție asocierea lucrurilor. Este vreunul printre voi în suferință de orice fel? Să se roage. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav, poate astenic sau neputincios, e o traducere mai corectă, să cheme pe prezbiterii bisericii, să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului Iisus. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Acum dați-mi voie să pun lucrurile la oaltă. Mă întorc înapoi. Versetul 13. Poate faceți și voi. Întoarceți la versetul 13.
Este vreunul printre voi în suferință să se roage? Spuneți-mi, care ar trebui să fie efectul rugăciunii atunci când ești în mijlocul suferinței? Să treacă suferința? Sau să vindece inima? Eu nu cred că Dumnezeu aruncă cu furca versetele în Biblie. E un fel de miscelenies, da? Acolo la grămadă toate lucrurile. Ele au un rost. Dragii mei, când te rogi, primul lucru pe care Dumnezeu dorește să-l facă este să vindece pe cei cu inima zdrobită. Când ești în suferință, se întunecă cerul, ești supărat pe Dumnezeu. Spunea Corina săptămâna trecută, m-am certat cu Dumnezeu, mi-am cerut iertare. Frământările astea sunt absolut naturale în noi. Uitați-vă la Iov, cum se zbate și îl caută pe Dumnezeu în mijlocul suferințelor lui. Dar până când inima nu se vindecă și nu începi să cânți cântări de laudă în mijlocul suferinței, n-ai câștigat biruința. Spuneți-mi, ce rost ar avea ca Dumnezeu să-ți ia suferința, să-ți lase inima bolnavă, nerecunoscătoare, nemulțumitoare, răzvrătită împotriva lui Dumnezeu? Este vreunul printre voi în suferință să se roage, să se roage până când îi se vindecă inima și începe să cânte cântări de laudă în mijlocul suferințelor. În mijlocul suferințelor. Dar nu totdeauna este ușor și de aceea textul continuă. Este vreunul printre voi neputincios, poverile sunt prea mari, nu se poate ridica, inima nu-i poate fi vindecată? Să strige după ajutor! Să cheme pe prezbiterii bisericii ca să se roage pentru el. Se roage pentru el, se întâmple ce? Păi, textul spune, după ce el vor unge cu un de lemn. Eu de obicei umblu cu un de lemnul în buzunar, dacă mă cheamă cineva. Dar am avut o experiență extrem de tristă în Australia. Era gata să plecăm, mai erau câteva ceasuri până la zbor și vine cineva în familia în care eram, spune, vino și roagă-te pentru cineva, că ea e și tot descoperire, că dacă vine cineva de la Cluj, se va vindeca. M-am dus acolo, că nu refuz lucrurile astea. Am văzut o femeie pe pat. M-am uitat la ea. Amărăciune, încrâncenare, înverșunare, supărare. Dragii mei, în viața mea nu mi-a dat să simt atâtea duhuri. Lucrurile astea nu se rezolvă 5 minute, unci cu un de lemn, zice o rugăciune și s-a terminat povestea. Pentru că inima e bolnavă. Ea n-a avut puterea să elibereze. Acolo trebuia să vină prezbiterii bisericii, nu eu de la Cluj. Și să stea până când fața se descrețește, fruntea, până când ochii se luminează și încep să cânți, în ciuda suferinței. Dragii mei, Hristos a venit să ne împace cu Dumnezeu, să ne pregătească pentru cer, să fim moștenitori ai lumii viitoare. Pentru asta a venit Hristos, dar acolo n-ai ce căuta, neîmpăcat cu Dumnezeu, cu păcatele nerezolvate. Chiar dacă ești pus pe rug și îți arde trupul, tu nu ești doar atât. Ești mult mai mult. Ce-i un de lemnul în Biblie? Nu cumva este simbolul Duhului Sfânt? Dina? Așa-o fi? Și care-i lucrarea Duhului Sfânt? Nu-i cumva prima să mă dovedească vinovat în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata? Și până când nu le-a făcut pe astea sau n-am acceptat această lucrare a Duhului, până atunci nici celelalte nu pot veni. Dragii mei, dacă rugăciunea sau ajutorul fraților mi-a vindecat inima, pentru Dumnezeu nu-i nicio problemă să-mi vindece și trupul, dacă El vrea. Poate Domnul Iisus să vindece? Da, amin. Dar dacă nu o face, sunt gata oare să-L urmez cu o motivație corectă și cu o dedicare totală? Din câte înțeleg eu Evangheliile, El n-a venit să vindece pe toți bolnavii. Când fratele Țon a venit la Cluj, Gigi Cosmane a zis, uite aici e Beni, nu vrei să te rogi pentru el? M-am pus în genunchi și a pus mâna pe capul meu. Și s-a rugat pentru mine. Și eu am făcut-o deseori în biserici penticostale, oriunde mă duc, nu am niciun fel de probleme. Cred în puterea rugăciunii. După care mi-a spus, 50% se vindecă. Mă, la Domnul Iisus nu a fost cazul. El a vindecat pe toți bolnavii. După care mi-a spus, dar poate că nu imediat, ci cine știe, mai încolo. Mai întâi vezi ca un copac, apoi am zis, dacă peste 30 de zile...
mă vindecă, eu sunt bucuros. N-am niciun fel de probleme. Am fost la oftalmolog lunile trecute și mi-a făcut un film pe retină. Și eu am toate filmele din 2006 și mă uit la ele și văd evoluția ochilor mei. Și oftalmologul s-a uitat la mine, zice, nu înțeleg ceva. La ora asta, sub retina mea este ca o insulă care blochează complet relația cu vasele de sânge și cu nervii. Deci am o pată mare. Se întâmplă să nu văd obiecte uriașe dacă sunt pe punctul acela mort. Dar oftalmologul zice, uite-te aici cu atenție, în mijlocul insulei este o gaură. Pe acolo mai vezi. Spuneți-mi, nu-i interesant Dumnezeu? După medici, în 2006, în iunie, trebuia să fiu orb din punct de vedere legal. Mi-au dat 6 luni, în ianuarie 2010. 6 luni. Uitați-vă la Nelu Carțiș. Eu i-am tradus scrisoarea de la cel mai mare specialist din Anglia. Mai are 2 săptămâni de trăit, are copii mici. N-are rost să bată drumul până aici. Dragii mei, Dumnezeu nu-ți ia țepușul din coastă de multe ori, dar imaginează-ți bucuria Lui când, deși ești în suferință, poți cânta cântări de laudă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.